Vino și tu la meciul cu Poliaș, aici e casa noastră, aici e Steaua. Steaua București va susține vineri de la ora 17:30 primul meci în fața fanilor în 2022. Roșialbaștrii deschide etapa 18 a Ligii Secunde cu un meci împotriva celor de la Politehnica Iași, iar Cristian Bustea este nerăbdător să debuteze pe arena de 5 stele. Sigur, atmosfera o să fie una foarte incendiară și frumoasă și sper să nu-i dezamăgim pe suporterii noștri. Nu ne așteaptă un meci ușor, dar trebuie să intrăm și să ne facem treaba cât mai bine. Dean Beța speră ca toată suflarea steliste să vină număr cât mai mare la partida cu Poliaș. Fundașul, care a marcat în premieră pentru Steaua în etapa trecută, este convins că partida cu moldovenii va fi foarte dificilă. Sperăm în primul rând ca suporterii să vină număr cât mai mare să ne susțină, pentru că de câte ori au fost alături de noi, jocul echipei și rezultatele au fost pe măsură. Sunt multe schimbări și la Iași. În conducere s-au schimbat și obiectivele. Ne concentrăm pe meciurile care au rămas până la final și să prindem play-off. Asta e primul pas. După care vom schimba obiectivul să ne plasăm cât mai sus. Biletele pentru meciul cu Poliaș se găsesc la casele stadionului Steaua sau pe site-ul iabilet.ro. Alături de voi suntem mult mai puternici. Forța Steaua!